obișnuit cu creditorii externi se vor ține ca de obicei la București, afirmă Victor Ponta. Noile sancțiuni împotriva Rusiei ar putea intra de astăzi în vigoare, au anunțat surse de la Bruxelles. Marile companii petroliere de stat din Rusia, Rosneft, Transneft și Gazprom, vor avea o serie de restricții și nu se vor putea împrumuta pe piețele de capital din Uniunea Europeană. Și o informație din sport, la final, pugilistul român Lucian Bute are un nou antrenor. E vorba de legendarul Freddie Roach, care l-a antrenat și pe filipinezul Manny Pacquiao. Bute s-a despărțit de fostul său antrenor Stefan Larus în ianuarie anul acesta după înfrângerea suferită în fața lui Jean Pascal. Pugilistul român va boxa pe 6. Europa FM, de aceeași frecvență, tineri.